Uită-te la ce vrei. Trei cuvinte, zic, nu? Foarte tare, frate. Foarte reușită mașina, merge foarte smooth. Mi-a plăcut că are multe butoane pe care nu știu să le folosesc. Asta mi se pare foarte mișto și la o fată și la o mașină, să nu știi ce trebuie să faci. Foarte plăcut de condus în oraș. Mașina? Chiar, da, chiar recomand. Adică dacă Citroen C4 e clar că e mai bună decât C3 și C2. Că eu am logica asta când vine vorba de mașini. E foarte mișto, se conduce foarte ușor. Nu ai nevoie de multă școală sau experiență ca să conduci mașina asta, dar conduceți mereu cu permisul. La suspensie foarte ok, nu se simt denivelările, trecerile de metro la tramvai. Am învățat de unde să dau flash-uri. Are navigație, senzor, cutie automată, cutia parcă are un chinez mic acolo care îți schimbă când are chef și asta e citat de la Andreea Burlacu din spate. Prefer una cu cutie manuală, dar are foarte interesantă. Atrage atenția și mai ales panorama. Per total o mașină foarte reușită, o oră foarte frumoasă petrecută alături de Citroen și ce recomand. O să vorbesc acum cu șefa mea la Green Pixel și dacă o să am o mărire de salariu, cred că în 2-3 săptămâni mă vedeți cu un Citroen C4. O mărire, nici nu trebuie mărire, un bonus acolo, o primă. Campania e foarte cool pentru că te lasă să conduci mașina fără o presiune anume, fără reprezentantă de vânzări care încearcă să-ți vândă mașina. Te lasă să te convingi singur de propria experiență la volanul mașinii. Cum ți-a părut campania? Foarte tare, abia aștept să văd ce recomandați. Campania e foarte tare, o idee foarte inovativă. Sunt sigur că erați voi într-o cameră cu niște beri când v-ați gândit la chestia asta. Ocazia de a merge cu o mașină care este nouță este foarte, cum să zic, mie e greu să, oricum mi s-a părut foarte interesantă și foarte mișto ideea de mers dintr-o parte aia. Inedită campania în primul rând și ocazia e una de neiertat.